Începând din această săptămână, programul de lucru al angajaților ce activează în subteranul exploatărilor miniere din Valea Jiului revine la 4 schimburi. În același timp, măsurile adoptate la finele lunii martie privind distanțarea socială și prevenirea îmbolnăvirii personalului vor fi menținute. Am revenit la programul pe 4 schimburi pentru că lucrurile se desfășurau destul de greu în formatul cu trei schimburi. Vom păstra în continuare distanțarea socială, vom face în continuare dezinfecție, vom curăța băile, vom da cu clor, vom lua temperatura angajaților la intrarea în întreprindere. Toate aceste lucruri le vom păstra, doar că am revenit pe programul de lucru la 4 schimburi. Schimbări s-au produs și la termocentrala Mintia, întrucât personalul de acolo nu se mai află în carantină. Oamenii nu mai sunt în carantină. Știți că era o ordonanță militară care prevedea să trimitem oamenii în carantină. Acea ordonanță, nemai fiind în vigoare odată cu dispariția stării de urgență, i-am scos și noi pe oameni de acolo. Pentru a diminua riscul îmbolnăvirii angajaților, conducerea Complexului Energetic Hunedoara a restructurat programul de lucru în subteran și a apelat la carantinarea la locul de muncă al energeticienilor de la termocentrala Mintia. Însă, odată cu instalarea stării de alertă, lucrurile revin la normal. Pregătirile pentru susținerea examenelor finale vor începe peste 2 săptămâni, iar conducerea școlii gimnaziale Avram Stanca din Petroșani a întocmit programul, după care grupele de elevi vor efectua activitățile didactice. Am definitivat orarul după care se vor desfășura aceste pregătiri, astfel încât elevii să nu se întâlnească. Și sigur că da, lucrăm la o procedură în care să se circule pe un culoar, exact așa după cum sunt cerințele care au fost transmise de la minister. Conducerea unității de învățământ a achiziționat deja termoscanere cu care elevii vor fi verificați la intrare, iar măsurile de protecție vor fi respectate. Am achiziționat acele aparate de măsurat temperatura și sigur că da, vom fi ajutați și de un cadru medical și eu cred că lucrurile se vor desfășura în siguranță. Sigur că toate mijloacele de protecție, măști, mănuși, igienizare permanentă, aerisire, toate lucrurile astea și, bineînțeles, distanțarea, care cred eu că este foarte, foarte importantă, toate vor fi respectate, astfel încât să nu punem în pericol copiii în primul rând și nici pe noi. Accesul în clădire este organizat astfel încât elevii să intre pe o parte a instituției și să părăsească clădirea printr-o altă ieșire. De asemenea, și în ce privește mobilitatea în interiorul școlii, există reglementări. Coridoarele vor fi împărțite pentru a evita contactul între grupe, iar elevii vor fi ghidați spre săli de către un cadru didactic. Drumul național 7A, care face legătura între Valea Jiului și județul Vâlcea, rămâne la stadiul de Peticeli. Prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, spune că în prezent au loc lucrări de întreținere pe acest tronson. Drumul DN7A, care a fost, să zic, beneficiarul unei licitații eșuate și la acum, mai ales de un an de zile, el ținea de către Craiova, nu ținea de Timișoara. Acea licitație a fost contestată, se află, este un proces pe rol și atunci împreună, drumurile județene Hunedoara împreună cu Timișoara au luat hotărârea să repare pe cont propriu, pe cheltuiala lor, acest drum. În acest moment se efectuează lucrări de reparații și de asfaltării pe drumul național 7A. Nimeni nu poate să spună cu certitudine când DN7A va fi luat în serios de autorități. Tronsonul este unul cât se poate de important pentru dezvoltarea turismului în Valea Jiului, acesta traversând una dintre cele mai frumoase zone naturale din România, Cheile Jiețului. Universitatea din Petroșani, în parteneriat cu Universitatea din București, a câștigat un proiect finanțat din fonduri europene care are ca scop integrarea studenților pe piața forței de muncă după finalizarea studiilor. Studenții vor participa la stagii de practică în diverse firme și, în funcție de performanțe, vor primi burse. Am câștigat un alt proiect cu fonduri europene în cadrul programului operațional Capital Uman, unde noi suntem lideri de proiect și avem ca parteneri Universitatea București, un proiect care se adresează
studenților noștri în ceea ce privește integrarea lor pe piața forței de muncă, și anume vom încheia parteneriate cu minim 36 de parteneri economici din zona, din regiunea noastră, din alte regiuni, inclusiv din regiunea Sud. Vom încheia parteneriate și apoi studenții noștri care vor participa la stagii de practică în aceste firme cu care noi am încheiat parteneriate, vor face o pregătire specială, vor primi la final cei mai buni dintre ei un fel de premii sub formă de burse, și toate acestea în ideea de a realiza o mai bună înserare a absolvenților noștri pe piața forței de muncă. Grupul țintă va cuprinde 284 de studenți care studiază atât la Petroșani cât și la București în domenii precum administrație publică, științe economice, inginerii, informatică, istorie și matematică. Elementul de noutate îl reprezintă faptul că stagiile de practică efectuate de aceștia vor fi remunerate pe baza rezultatelor obținute. Acest proiect, încheiat în parteneriat cu Universitatea din București, are drept scop dezvoltarea unor competențe suplimentare și în concordanță cu cerințele de pe piața muncii pentru studenții de la licență și masterat din cadrul celor două universități, Universitatea din Petroșani, respectiv Universitatea din București. Ceea ce este ca o noutate și cred că va fi un imbol pentru studenți să se înscrie în aceste stagii de practică, este faptul că ei vor putea obține niște premii în bani, premii substanțiale, sunt 112 premii care se vor acorda pe baza unei metodologii și a unor concursuri care se vor realiza după terminarea stagiilor de practică. Premii care înseamnă premiul 1, de exemplu, 2000 de lei, deci o sumă consistentă pentru studenții prinși în acest proiect. După încheierea proiectului, ce se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni, peste 50% dintre studenți își vor găsi un loc de muncă. Părinții care doresc să înscrie pe cei mici în clasa pregătitoare o pot face cu ajutorul platformelor online, dar și la sediul instituției de învățământ, întrucât va exista personal care să se poată ocupa de preluarea actelor. Înscrierea în anul școlar 2020-2021 vine însă cu câteva noutăți. Ce diferă față de anii trecuți este faptul că elevii, copilașii care sunt născuți după 31 august și până la sfârșitul anului școlar nu mai au nevoie de acea adeverință de la CJRAE, ci pot veni în baza unei recomandări de la grădiniță. În situația în care vin din străinătate sau nu au frecventat grădinița, atunci există un program special la centrul ăsta de resurse județene pentru examinarea lor. Este unul lucrurile care diferă. În rest, actele necesare înscrierii sunt aceleași, respectiv certificatul de naștere, în copie, sigur, copie după buletinele părinților, și dacă soții sunt divorțați, atunci trebuie și o hotărâre judecătorească. Aici lucrurile au rămas la fel ca în fiecare an. Evaluarea preșcolarilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar vor avea loc în perioada 26-30 iunie. Părinții sau tutorii legali vor putea completa și depune cererile tip de înscriere până la data de 7 iulie.